Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost sesizați cu privire la un accident care a avut loc pe DN7 în Câineni. 5 autoturisme și 3 autocamioane au fost implicate, iar 2 persoane au primit îngrijiri medicale. La data de 24 mai, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit la un accident rutier pe drumul național 7 în comuna Câineni, la kilometru 237. Au fost implicate 5 autoturisme și 3 autocamioane, dar din fericire nu au rezultat victime. Traficul a fost blocat temporar, după care s-a reluat pe o singură bandă. Polițiștii fac încă verificări pentru a stabili situația de fapt. Un alt eveniment rutier a avut loc în municipiul Râmnicu-Vâlcea, unde au fost implicate 2 autoturisme. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei femei de 65 de ani. La data de 24 mai, polițiștii din cadrul biroului rutier Râmnicu-Vâlcea au intervenit la un accident pe bulevardul Dem Rădulescu în Râmnicu-Vâlcea. Soldat cu o persoană rănită, o femeie în vârstă de 65 de ani. Accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre 2 autoturisme. A fost înregistrat un dosar penal în care se fac cercetări. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii evenimentelor rutiere.